În absenția lucii tenebre vin cunt. Bine v-am găsit din nou în acest nou an, dragi prieteni, cu toate urările de bune, de bine și cu forțe proaspete, trebuie să începem să luptăm mai serios cu întunericul cu care, din păcate, ne cam înconjoară, așa că e momentul să încercăm să vedem ce este de făcut și nu noi suntem cei care putem decide mare cu acest punct de vedere, evident. Suntem, din fericire, parte dintr-o cultură mai largă, cultura occidentală, în care, către care am tânjit din totdeauna și care ne ajută, pe de-o parte, având capacități și resurse suplimentare și, pe de altă parte, ne dau și o idee încotro merge cel puțin partea noastră de lume, pentru că cealaltă parte de lume merge în direcția contrară, pentru că este destul de vizibil. Situația frumoasă în care toată lumea mergea în aceeași direcție și s-a sfârșit istoria, cum spunea Fukuyama, era un pic naivă. Lucrurile sub aparența frumosului și fericirii colcăiau niște lucruri mai puțin atractive, care s-au umflat și i-au dat în clocot și acum vedem așa războaie, o mulțime de conflicte, crize, care sunt nu o întâmplare sau neapărat sau numai efectul unor entități malefice. Asta este discursul la mod acum, este că omul rău, Putin sau știi sau cine o fi, vrea să pună bețe în roate și vrea să distrugă ordinea pentru propriilor beneficii și odată dispăruți, lucrurile vor reveni înapoi pe panta pe care mergeam. E un pic simplist, pentru că chiar și autocrații nu au ajuns acolo doar pe baza propriilor capabilități. Ei au fost ridicați de un curent care evident există și e solid de vreme ce reușesc să continue atacuri care speram noi într-o vreme să fie trecătoare și cumva să-și piardă suportul popular și să se prăbușească în flăcări fără eforturi semnificative. Deci partea pe undeva tristă, pe undeva aș zice poate chiar optimistă, e că e nevoie să ne suflecăm mânecele și să ne punem la treabă, să ne ridicăm la necesitatea momentului până la urmă, pentru că ideea că cumva crizele se vor atenua de la sine pare să nu mai conțină suport. Și deja acest lucru e deja vizibil în toată zona vestică, mai puțin poate prezentat în media de la noi, dincolo de preluarea unor sloganuri fără multă atenție la ce conțin ele de fapt de desubt. Unul din ele este promovarea unui discurs optimist al rezilienței. Pentru că să transmitem mereu mesaje că e rău, se prăbușește lumea, e un discurs demoralizator până la urmă. Sigur, dificultăți sunt o mulțime, dar asta nu înseamnă că le așteptăm sau le acceptăm fără să ne opunem, pentru că altfel nu sunt realmente șanse, adică se bazăm doar pe jocul norocului că se vor așeza cumva de la sine lucrurile cum au fost, e un pic cam excesiv de optimism. Pe undeva destul de ciudat reproducem acum perioada de acum un secol, când noi negri se răspândeau asupra Europei, transmiși din partea Germaniei naziste și a Rusiei sovietice. Și atunci a existat o perioadă în care practic Anglia a fost singura țară care mai era în luptă cu Wehrmachtul.
Și Churchill nu a ajuns la putere promițând creșterea PIB-ului sau bunăstare sau cine știe ce mari avansuri sociale. El a câștigat, spunându-le franc britanicilor, ce urmează să se întâmple. Le-a promis doar lacrimi, sânge și suferință, care sunt necesare ca să poată învinge pe Hitler. Și au strâns din dinți cu celebra lor, celebrul succes pe englezesc, rezistând până la momentul în care Hitler deja a pornit alte atacuri. Au fost odată atacul împotriva Uniunii Sovietice, de altă parte atacul japonez împotriva Pearl Harbor, care a atras Statele Unite în război, și au reușit să mobilizeze întreaga lume liberă împotriva orânduirilor dictatoriale. Și am obținut până la urmă perioada de dezvoltare și libertate care a existat cel puțin în lumea vestică după război. Noi, din păcate, în acel moment am căzut de cealaltă parte a cortinei de fier, pentru că Uniunea Sovietică și-a luat și a partea leului din acest conflict. Practic, n-am primit chiar atât de multă libertate, chiar dimpotrivă, dar per total lumea liberă a câștigat prin efortul anglo-american, care a fost extins cât se putea de mult. Mulți acuză acum englezii sau americanii că ne-ar fi vândut rușilor, că de ce n-au venit să ne elibereze, de ce ne-au vândut pe capăt de șervețel la Yalta, cum sună povestea. Practic nu puteau, chiar să vrea. Chiar a cerut armatei să traseze un plan de război în situația în care ar fi încercat să ocupe și să elibereze, să spunem, de sub ocupația sovietică țările est-europene. Se numea Operation Unthinkable. Și planul a fost dezvoltat de armata britanică, și singura concluzie acolo a ajuns că în asemenea situație de lansarea unui nou război între aliați și Uniunea Sovietică ar fi ocupat cel mai probabil întreaga Europa. Deci șansele de a putea fi înfrântă Uniunea Sovietică la acel moment erau nule, pentru că era deja o țară extraordinar de puternică și cu economie de război și cu resurse umane și materiale imense, care nu mai puteau fi contracarate de lumea vestică. Dar, până la urmă, liberalismul a câștigat măcar în vest și ne-a oferit o speranță, o aspirație, cam cum am vrea să fim până la urmă. Și în momentul în care a început să tremure puterea Uniunii Sovietice, noi și țările est-europene am trecut entuziaști către blocul, să spunem, către comunitatea occidentală de natură liberală. Din păcate, nu a mers totul chiar atât de bine cum am fi vrut, pentru că, din prea mult optimism, lumea vestică a uitat pe ce trăiește, care sunt bazele până la urmă. Nu am remarcat că ce vedeam, partea de comerț liber și capitalism, este doar un aspect al unei societăți democratice liberale, cum e cea americană, care este exemplul până la urmă pentru întreaga lume occidentală. Există o a doua componentă extraordinar de importantă, care a fost din păcate neglijată, mai ales în zonele care nu aveau o asemenea tradiție. Aceea componentă a legăturilor sociale. Oamenii, sigur, se concurează, fac afaceri, fac tot felul de chestiuni, dar americanii mai ales se bazează extraordinar pe o structură de aderență, de formare de comunități.
care se bazează pe urmă pe ce se numește convivialitate. Ei ies, vorbesc, discută, chiar dacă nu sunt neapărat de aceeași părere, în general nu se izolează după, și știu, idei sau principii în mod deosebit. Ei reușesc să și coopereze în potrivă contradicțiilor câteodată. Acest aspect nu a fost destul întreținut nici măcar în lumea vestică și este în deteriorare și acolo. Și această reziliență de care auzim și noi mereu la televizor, spunându-ne că ar fi despre ceva destul de vag, de genul să creștem plante nu știu cum, de fapt elementul ei central este reformarea convivialității, reformarea capacității de comunicare, care necesită eforturi semnificative, necesită, printre altele, o reinventare a presei. Presa cumva a reușit să se decupleze de sensul ei de catalizator al opiniei publice, transferându-se într-un rol, într-o instituție care se mulțumește cu transmis simple știri. Ceea ce e puțin. Acum știri transmite oricine. Adică deschide telefonul și transmite știri cui dorește. Deci e o bază mult prea fragilă pentru a întreține formarea unei opinii publice, simpla transmitere de știri, fără întreținerea unui dialog în jurul știrilor și între ele, între organele de presă, pentru că acea convivialitate presupune inclusiv discutarea diverselor perspective din presă. Or, odată cu ținta de a ajunge direct la publicul final, la publicul țintă, a dispărut această echilibrare a pozițiilor. Teoria spune că omul ia diverse, citește diverse surse și vede el campion de jumătatea drumul drept, dar în practică nu se întâmplă așa, pentru că este un efort. Un număr de oameni poate face acest efort. Întrebarea este cum se cuplează eventual acei oameni care fac efortul ăsta cu ceilalți care nu îl fac pentru a echilibra derivele într-o parte și într-alta. Și în lipsa acestei decuplări ajungem să ne separăm în mici bule, bisericuțe care nu mai comunică între ele și care nu mai formează un corp politic, ceva care să poată fi convins că avem ceva de apărat mai sus decât propriul nostru interes în gust. A fost bine și încurajată direcția asta de mesajul transmis că, exagerat chiar, cum că n-ar exista o societate, că fiecare, că practic lumea trăiește doar din competiție. Sigur, competiția este extraordinar de utilă pentru a crește performanța, dar în niște limite, pentru că prea multă competiție poate duce contraintuitiv la dispariția competiției. Pentru că deseori cel mai slab nu are șanse să supraviețuiască într-o competiție curată. Era o melodie ABBA, câștigătorul ia totul, the winner takes it all. De aceea, într-o vreme, exista o noțiune de legislație antimonopol care se asigura că există, că pot supraviețui competitori care, chiar dacă nu sunt extraordinar de performanți, se mai ușurează lor treaba sau se mai pun, mai sunt îngreunați un pic, poate, cei mai avansați, pentru a exista o minimă varietate de perspective, inclusiv în zona economică. Dar nu doar în zona economică, pentru că, până la urmă, unde lucrăm, ne formează și comunitățile. Multe comunități sunt formate în jurul locului de muncă, în jurul firmei în care lucrăm. Și cu cât sunt mai puține astfel de firme într-un domeniu, cu atât mai puține tipuri de comunități și tipuri de idei care pot apare, supraviețuiesc, să spunem, în această competiție. Un alt aspect, iarăși oarecum surprinzător pentru mulți, e că ideea aceea avansului spre o economie post-industrială în care bunurile în sine nu mai sunt mare lucru. Producerea lor o putem trimite undeva la oameni care altceva nu pot face decât să producă chestii și noi cumva avansăm spre
o economie bazată pe, nu știu, virtualizare, MFT-uri, chestiuni care, de fapt, toate la bani mărunți nu înseamnă ceva în sine. Se pare că nu prea a funcționat această chestiune, pentru că cei care produc lucruri, la un moment dat s-au gândit că nu au motiv să dea acele lucruri, să facă acel efort pentru produs lucrurile, în schimbul unor chestii virtuale care nu reprezintă la o adică mare lucru, nu poți duce război cu ele, nu poți nici măcar mânca cu ele. Și culmea, odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale, a apărut marea surpriză că acele lucruri virtuale sunt cel mai ușor de automatizat. Calculatoarele pot crea lucruri virtuale foarte frumoase, instantaneu, fără să aibă nimeni niciun talent, cum am făcut cu această imagine care o avem aici. Este o imagine generată de Bing, motorul Microsoft de căutare, care face poze. Eu n-am absolut nici fel de talent la desen artistic. L-am rugat să facă un desen pentru care să ilustreze un mesaj care transmite întoarcerea, schimbarea radicală a politicii americane, a consensului Washington. Pentru că lumea vestică până de curând era organizată în jurul așa numitului consens Washington, care favoriza schimbul liber, comerțul liber ca fiind elementul cel mai important al economiei și fatalmente și a politicii, orice altceva fiind un continent oarecum secundar. Promisiunea era că prin acest schimb liber societățile occidentale vor deveni încă mai puternice, pentru că produsele din altă tehnologie pe care le produc vor avea o piață mult mai largă în tot restul lumii. În practică nu a funcționat tocmai așa, pentru că și produsele din altă tehnologie au început să fie produse în altă parte și se importă acum inclusiv în lumea vestică. Am văzut inclusiv cu ocazia pandemiei ce dificultăți am avut ca să obținem lucruri simple, cum ar fi o simplă mască. A fost atunci un semnal, acum am avut și un nou semnal odată cu războiul din Ucraina, unde vedem că deja sunt dificultăți în a asigura material, tehnică de luptă și muniție suficiente războiului. Ucrainenii își pun viața în primejdie să lupte acolo, dar au nevoie să lupte cu ceva, pentru că noi nu poți să mergi cu mâna goală la război în ziua de astăzi. Și spre surpriza întregii lumi, pe undeva, rușii reușesc cumva să mențină o aprovizionare în acest domeniu, trecându-și economia pe picior de război, în timp ce aprovizionarea Ucrainei merge mai greu decât ar fi nevoie ca să putem atinge un succes în acest domeniu. Direcția este un nou consens Washington, în sensul că este preluată atât de democrați cât și de republicani. Este practic un consens bipartinic. De fapt, direcția a fost inițiată de Trump, care a fost președintele republican, care, în pofida orientării de dreapta, a promovat un protecționism care să ducă la o dezvoltare a industriei interne și a capabilităților interne de a genera, de a produce orice până la urmă. Surpriza pentru multă lume a fost că Biden, președintele democrat care este acum în funcție, nu a răsturnat poziția respectivă cum se aștepta multă lume, a continuat-o cam în aceeași direcție cu așa numitul plan de reducere a inflației, cu diferențe până la urmă de estetică, de detaliu, apropo de direcția în care să fie ele, în care să fie încurajată dezvoltarea respectivă. Oricum, ce este semnificativ este că este atenuată direcția în care statul nu ar trebui să fie decât arbitru. Și
obținem ce binevoiește piața liberă să ne ofere. Pentru că putem observa, piața liberă nu a binevoie să ofere niște lucruri de care chiar aveam nevoie. Deci apare la un moment dat necesitatea de a introduce o selecție, măcar pentru obiectivele strategice, cum sunt cele din domeniul militar sau cele din domeniul energetic. Pentru că economia crește pe energie. Dacă nu ai energie, nu ai cu ce face aproape nimic și atunci producția cam pleacă acolo unde există energie. Americanii au avut, în acest punct de vedere, înțelepciunea să își mențină producția de energie în pofida multor critici cu fracking-ul, cu diverse chestiuni, au reușit să fie autonomi, chiar exportatori, pentru că vedem acum Europa a ajuns să importe gaze naturale din Statele Unite ale Americii, pentru că depozitele interne nici măcar nu mai pot fi exploatate nici măcar cât sunt, pentru că produc cutremure, produc diverse chestiuni, sigur, foarte deranjante. Dar în lipsa energiei s-ar putea întâmpla să nu mai avem satele acelea de acolo. Deci e un echilibru foarte delicat și în care nu poți să spui că un lucru este absolut corect și celălalt este absolut greșit. E important de căutat un echilibru, unde este echilibru care se permită perpetuarea societăților până la urmă, și acest echilibru se bazează în mare parte pe energie care nu poate fi inventată. Mai ales în război, e nevoie să ai energie dură, care poți să te bazezi, care nu depinde de cum aprovizionează pe cineva, nu poți să se ataca cu o armată care nu are armele potrivite. Vedem aici o fel de caricatură făcută apropo de celebra șarjă a cavaleriei ușoare. Este un episod celebru din Războiul Crimeei, în care niște erori de comunicare au schimbat un mesaj pentru fel de telefonul fără fir. Comandantul cerusei cavaleriei, brigăzii cavalerii ușoare britanice să se retragă, dar la comandantul trupelor a ajuns, trupei de cavalerie, a ajuns mesajul că trebuie să atace poziția de artilerie fortificată rusească din capătul unei văi. Cum în armată ordinul se execută, ordinul nu se discută, au atacat acea poziție în condițiile în care erau bombardați și desangajate deja printr-o vale care era acoperită de baterii rusești. Și, bineînțeles, cavaleria ușoară britanică a fost măcelărită cu acea ocazie, făcând un spectacol extraordinar de frumos. Iar un general francez de acolo spunea, este magnific, este minunat, dar ăsta nu e război. Și mulți susțin, și aș zice nu fără justificare destul de solidă, că să spunem, ambițiile pe care se bazează în mare parte din Europa, Uniunea Europeană, de a reduce emisiile cu orice preț folosind doar tehnologii variabile pe care nu poți să te bazezi, sunt un echivalent, să spunem, economic al acelei șarje. Sigur, foarte frumos, stăm în spatele ordinului, facem un spectacol grozav, dar avem șanse să suferim mult. Deci ar fi poate mai bine să revedem dacă prioritățile sunt cele care trebuie, și deja în acest punct de vedere au loc presiuni, cred că e bine să le punem presiuni, pentru că la partea energetică, sigur, e important să decarbonizăm, dar trebuie să vedem și cum o facem. Și nu există o singură opțiune. Cea preferată acum, energie eoliană și solară, având niște
probleme. Una din ele fiind că, nefiind stabilă, are nevoie de eforturi imense din partea rețelelor pentru a fi suportate. Ori acum suntem în situația în care avem mari dificultăți să mai produce ce e nevoie. Deja multă industrie europeană cam începe să plece spre zone în care există energie ieftină. Deci, cumva încercăm să ne ridicăm, să ne scoatem din mlaștină, trăgându-ne de propriile cizme, cum făcea baronul Münchhausen, ceea ce nu prea are cum să funcționeze. Deci, la capitolul ăsta este probabil, va fi nevoie de niște schimbări și sunt mari șanse să apară acele schimbări. Întrebarea este și cum vor avea schimbările, pentru că ar fi de preferat să fie calculate pe baze tehnice și politice așezate încât să poată racorda ușor, să spunem. Ușor, sigur, foarte ușor nu e posibil, dar fără a trece prin faze care pot să ducă la fracturi, care pot fi foarte periculoase pentru că nu se știe încotro duce. Și aici problema mare, să zicem, a politicilor actuale, a aspirațiilor europene, este că se impune cum să se genereze așa energie, și anume numai cu solare și eoliene, pentru că energia hidro vine cu niște probleme de mediu, în loc să stabilim ce anume avem de făcut, cu o ordine foarte clară a priorităților. Primul din ele fiind asigurarea autonomiei energetice. Pentru că nu mai putem, într-o lume care este care se fracturează și în care nu mai știi pe cine poți să te bazezi, ideea că vom obține, aveam oricând capacitatea de a importa ceva, știu și eu, din Africa sau de unde altundeva, poate fi periculoasă. S-a întâmplat și liniile de comunicație să fie greu de întreținut. Vedem acum că niște rebeli Houthi trag în navele americane. E de dreptul, mă rog, părea incredibil, dar se întâmplă. Și în funcție de cum evoluează lucrurile, dependența de altcineva poate fi foarte periculoasă. Deci primul punct trebuie să fie neapărat să devenim capabili de autonomie energetică. Chiar dacă nu înseamnă neapărat că refuzăm colaborări sau import sau altceva, nu înseamnă să devenim o zonă izolată cum e Coreea de Nord, dar să avem capabilitatea de a putea funcționa la nivel european, bineînțeles, nu la nivel național, pentru că e foarte greu pentru țările independente individuale să mai fie competitive acum, când lupta se desfășoară cu mari puteri, până la urmă, cum e China, cum Statele Unite, deci sunt blocuri majore în care țările mici nu prea mai au capabilitatea de a manevra individual. Abia al doilea punct, după ce obținem această autonomie energetică, cum o fi? Idealul este să o facem folosind energie curată. Energie curată în sensul că fără emisii de carbon, pentru că știm foarte bine, a apărut problema emisiilor de carbon care se joacă într-un mod foarte periculos cu clima. Sigur, clima va evolua în direcția asta o bucată, nu poate fi schimbată, întoarsă de pe loc, dar ar fi de preferat, în limita posibilităților, să producem energie cu emisii cât mai puține de carbon, dar aici sunt mai multe opțiuni, nu soarele și vântul nu sunt singurele posibile. Mai există o a treia opțiune ascunsă mult prea des sub preș și care abia acum a fost avansată la COP28, triplarea energiei nucleare. Sunt un număr de state, printre care și România și Statele Unite, bineînțeles, s-au angajat să tripleze energia nucleară până în 2050. Ceea ce e un efort imens, pentru că, din păcate, lumea vestică a abandonat aproape complet acest domeniu. Cum și de ce?
E o chestiune care chiar ar merita explorată cu atenție. A fost făcută o campanie furibundă de demonizare a acestei energii. Chiar este acum un film, un documentar recent lansat de Oliver Stone, care observă cam cum a apărut această campanie de demonizare a energiei nucleare, cu influența, cu deloc lipsită de importanță, a energiei, a industriei petroliere, care s-a simțit amenințată de forme de energie alternative care să nu mai aibă nevoie de investițiile și care devine o concurență periculoasă. Și s-au băgat, să spunem, sume considerabile pentru într-un lobby făcut pe planuri multiple care să terorizeze populația privind riscurile energiei nucleare, care, evident, există un număr de riscuri, dar nu avem opțiunea de a avea nimic până la urmă, numai energie. Orice implică riscuri. Iar când, dacă analizăm riguros fiecare abordare posibilă, ce riscuri oferă față de ce beneficii, putem constata că energia nucleară este chiar printre cele mai sigure. Până și eolianele, în domeniul eolian solar apar mai multe morți accidentale decât în domeniul nuclear, care este un domeniu extraordinar de strâns reglementat, chiar prea strâns reglementat, ceea ce așa dus la niște prețuri foarte mari în lumea vestică și care a făcut acum să se piardă know-how-ul, cum ar veni, capacitatea de a mai construi astfel de surse de energie, care capacitate a trecut în zona care în noile condiții geopolitice sunt de cealaltă parte a baricadei practic, adică Rusia și China în principal. Într-o mai mică măsură și Coreea de Sud este competitivă în acest domeniu, deși au avut un președinte care a erodat serios și acolo acest sector. Ei, acum, cum spuneam, se întoarce foaia pentru că e vizibil că nu era drumul cel mai potrivit și deja, deci este o noutate absolută realmente că în cercuri civilizate se recunoaște până la urmă că e nevoie de creșterea masivă a acestei energii nucleare pentru a putea echilibra variabilitatea surselor regenerabile, eolian și solar, care pot asigura, sigur, o mare parte din energia electrică necesară și undeva în jur de 35-40% de energie poate fi asigurată lejer din surse variabile cât timp ai surse stabile care să le poată compensa. Peste aceste valori, deja lucrurile devin destul de delicate, complicate și practic ne bazăm doar pe promisiuni că vor apare acuși tehnologii care vor răsturna totul prin digitizare, prin inteligența artificială, prin alte chestiuni, lucrurile se vor da peste cap. E destul de puțin sănătos să dăm vrabia de mână pe cealaltă de pe gard și deocamdată, date fiind condițiile deja destul de dure, direcția este de refăcut acest domeniu, din păcate, pe care rămas foarte în urmă lumea vestică, dar pe de altă parte vine și partea pozitivă, avem ce face, deci e nevoie acum să începem să pregătim oameni care poată să construiască așa ceva, pentru că nu se fac din vorbe aceste lucruri, ai nevoie de ingineri buni, de mecanici buni, de constructori buni, nu poți să te bazezi doar pe domeniul privat că își pregătește oamenii, pentru că nu poți să pregătești un sudor bun doar trimițându-l la un training făcut prin teleconferință eventual. Sunt eforturi masive care, cel puțin pentru state mici ca a noastră, necesită implicare centralizată, în principiu din partea statului, care să pregătească atât oameni cât și resursele necesare dezvoltării unor asemenea surse. O altă chestiune care e necesară pentru dezvoltarea în acest domeniu este standardizarea.
este iarăși la modă ideea că e bine să fie cât mai multe variante și va câștiga cea mai bună. Sigur, asta merge la telefoane mobile și mașini, dar la infrastructură industrială care se construiește în ani și va funcționa poate un secol, nu e foarte sănătos să încerci prea multe lucruri, pentru că nu ai cum să înveți foarte mult. Când faci un lucru, înveți cam ce ai putea face mai bine și următorul îl faci mai ușor și mai ieftin. De aceea apare noțiunea de first of a kind. Primul reactor de acest tip tinde să fie foarte scump, pentru că acolo se învață. Practic, costurile sunt de învățare, nu de construcție. Următoarele, deci după ce ai făcut 4-5, se intră în ceea ce se numește nth of a kind, al n-ului de un tip, care are costuri sensibil mai mici. Putem vedea un exemplu la India, de exemplu, care construiește acum 10 reactoare similare reactoarelor Candu, cum avem noi, reactoare cu apă preizolată, apă grea. Toate cele 10 reactoare, deci 7 gigawatts electric putere instalată, ajungând să coste aproximativ 13 miliarde de dolari. Deci un preț destul de mic pentru ceea ce ar acoperi în întregime necesităților noastre energetice. 7 gigawatts e mai mult decât consumăm noi. Sigur, noi nu avem nevoie de 10 astfel de reactoare, dar s-ar putea construi poate mai multe în alte țări care poate nu au. Polonia, de exemplu, nu are încă reactoare nucleare și acum încearcă să construiască cât mai repede, cât mai multe. Deja a semnat contracte cu cel puțin trei furnizori. Mai sunt și alte țări în această situație care ar putea fi ajutate să își dezvolte acest domeniu folosind experiența noastră cu reactoarele Candu. Deci ar fi o idee, în loc să facem doar două, să facem și eu măcar 5. Pentru că consumul poate crește foarte ușor. Adică nu e un motiv să spui că am produce mai multă energie decât am avea nevoie. Dacă producem energie suficientă, pur și simplu dăm mai ieftin și atunci crește foarte repede prețul. Poate e mai bine să mergem să direcționăm suportul de stat către această parte de dezvoltări a producției decât a economiei. Pentru că economie putem face ulterior dacă eventual nu ne ajunge energia. Dacă avem destul de energie ieftină, atunci economia nu mai e nevoie imediat, să spunem. Poate e făcută în funcție de cum merg lucrurile. În plus, mai apare un fenomen de descurajarea producției prin distrugerea cererii când încercăm să facem prea multe economii. Ca să poți să construiești, mai ales dacă mergem pe ideea de construcție privată, constructorul are nevoie de o asigurare că va fi cerere pentru energia lui. Dacă tot încerci să reduci cererea de energie, fie prin eficientizare, dar multă reducere se face pur și simplu prin eliminarea, prin exportul industriei, atunci nici nu mai există motivație pentru construit surse noi de energie. Deci, la acest capitol, iarăși am putea contribui oarecum printr-o focalizare înspre a construi baza industriei care este energia. Avem, deci, foarte multă treabă și grea anul ăsta, de pentru care să plecăm mânecele și să ne apucăm de ea. Mult succes!